Inundațiile apocaliptice din centrul Chinei au făcut ca bilanțul morților să ajungă la 33. Mai bine de 12 orașe din provincia Henan se află sub ape, iar pagubele înregistrate sunt de proporții colosale. Furtunile s-au extins deja și în nordul țării, iar vremea extremă a făcut deja primele victime. Imagini halucinante au fost filmate de locuitorii unui oraș din centrul Chinei în timpul inundațiilor extreme. O femeie a fost salvată în ultimul moment de doi bărbați după ce era la un pas de a fi luată de ape. Nu toți au fost însă la fel de norocoși. Zeci de oameni au pierit în urma intemperiilor, iar alte 8 persoane sunt date dispărute. Meteorologii spun că nivelul de precipitații din ultimele 3 zile este observat doar o dată la 1000 de ani. Până în prezent, mai mult de 100.000 de persoane au fost deja evacuate în urma precipitațiilor record. Armata Chinei a trimis peste 5700 de soldați și membri ai personalului pentru a ajuta operațiunile de căutare și salvare ale autorităților. Gafu, Zhengzhou, Luoyang, Kaifeng dengdi, zhixing fenghong baopo, kaohong qiangxia, shusan qunzhong deng renwu. 目前抗洪抢险正在组织进行中，后续我们驻渝部队也做好了参加抗洪抢险的准备。 Fenomene meteorologice extreme au avut loc și în nordul Chinei. O tornadă a măturat un oraș din provincia Hebei și a provocat moartea cel puțin 2 persoane. Furtuna a distrus zeci de case, iar mai multe străzi au fost inundate în urma ploilor abundente. Pentru a preveni un posibil dezastru, salvatorii au efectuat reparații de urgență la cablurile de alimentare deteriorate și la liniile de gaz.